E adevărat că ai furat bani de la mine să-ți bagi Robux pe Roblox? Nu. Deci nu te-ai băgat Robux pe Roblox din banii mei. Nu. Din banii tăi ți-ai Nu băgat? am. Nu. Salutare toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta facem ceva special împreună cu iubita mea, o vedeți aici în dreapta. Și o să folosim acest detector de minciuni, așa că nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să strângem peste 10.000-20.000 de like-uri ca să putem să mai facem episoade din astea speciale. Știți bine, am cumpărat detectorul ăsta de pe internet, cred că am dat vreo 30 de lei sau ceva mai mult pe el și ne-am apucat să-l folosesc decât toate și mi s-a părut fun să-l încerc cu iubita mea, să-i pun câteva întrebări tard de tot. Așa că aici găsiți Instagram-ul meu, xlader1, dați și voi un follow, unde voi posta foarte multe chestii cu privire la episoade atunci când voi merge în pădurea bântuită, o să pun filmulețe. Ok, băieți, sunt aici cu iubita mea pe canapea și avem detectorul de minciuni. Avem o bagnotă de 50 de bani, cea mai tare bagnotă, și o să dăm cu ea în sus așa, o să punem și să vedem cine începe primul. Prima întrebare va fi de calibrare, cum se pune și la detectoarele alea normale, adică cum te cheamă, câți ani ai sau ceva de genul. Alege tu, vrei stema sau... Deci asta este stema și asta e 50 de bani. Vrei 50 de bani? Stema. Stema, ok. Deci dacă pică stema, o să alegi tu cine începe prima, tu sau eu, ok? Da. Și dacă pică banul, 50 de bani, o să aleg eu. Dă-o cu el în sus. A picat 50 de bani. Vedeți? Nu știu dacă vedeți dacă a focusat. A picat 50 de bani, eu aleg să încep tu prima. Prima întrebare o să fie oricum ușoară, așa că ai scăpat. Punem mâna aici. Așa, două mai aproape. Nu știu dacă poți să te prind cu asta, poate fără degetul ăsta. De cealaltă mână. Fără degetul. Ok, băieți, prima întrebare pentru tine. Hai să vedem. Vibrație o să dăm prima oară. Primele trei întrebări o să fie vibrație. Este adevărat că te cheamă Andreea? Nu. Hai să vedem dacă te cheamă Andreea sau nu. Poate ai un nume fals și nu știu. Deci, ai zis adevărul. Acum tu trebuie să mă întrebi pe mine ceva asemănător, să calibrăm și să ne cunoască ăsta. Deci mâna dreaptă ai spus, nu? Da. Ok. Vibrație. Ok. Acum, pune-mi o întrebare mie. Cu vârsta, cred. Este adevărat că ai 21 de ani? Nu. Nu este adevărat că am 21 de ani. Deci am spus adevărul. Acum începem cu lucrurile grele sau o lăsăm așa tot mai moi? Abar n-am. Din ce în ce mai. Ok. Hai să vedem. Asta era mâna? Da. Două mai așa un pic. Ok. Următoarea întrebare pentru tine, tot pe vibrație, nu? Trei întrebări pe vibrație și următoare pe curent. Deci ai grijă că pe curent o să te doară. Așa că hai să vedem. Vibrație. Este adevărat că ieși noaptea din casă fără să știu eu? Nu. Da, bă, e corect. Ok, asta a fost corect. Hai să mai vedem la mine. Tot pe vibrație, deci suntem la întrebarea cu numărul 2. Orice întrebare vrei tu să-mi pui, mi-o pui. Ha. Zi întrebare. Sunt adevărați clownii din pădurea bântuită? Da, foarte adevărat. Cei mai adevărați clown. Și nu știu cine sunt. Sper că am dat pe vibrație. Hai să vedem. O, ai văzut că sunt adevărat? Okay. Foarte adevărați. Hai să vedem. Ai curaj să faci una dură cu mine? Păi dură. Dură, rău de tot. Curent, fiți atenți. Asta e vibrația, asta e curentul. Ești pregătită? Da. M-ai înșelat vreodată? Nu. Vezi eu? Nu. Ok.
Bă, cum mă? Vreau să te curenteze! Pă bune? A fost adevărat. Ok. Tot îl curenșe? Da. Aoleu! O să fac urâte. Bă! Mă, vezi ce întrebări, păi. Că mă arde. Este adevărat că te uiți după fete pe stradă? Ce? Nu știu ce să răspund. Haide, ce joare? Nu, nu mă uit. Nu, nu, te rog, nu, nu. Răspunde, n-ai zis să răspunzi. Oleu, dă-te. Oleu. Nu mă frânta. Nu, n-ai spus adevărul. De ce mă n-am spus adevărul? Că l-am spus. Nu. Da, bă, că l-am spus. Aoleu. Hai să te văd pe tine acum. Vei să nu faci urât. De ce ne puse noi? Fii atentă. Deci, spun întrebarea asta pe vibrație și ți-o mai pun o dată pe curent, ok? Nu. Ba da, să vedem dacă e curat ăsta. Bine. Este adevărat că te uiți după băieți pe stradă? Nu. Mai zi o dată. Nu. Deci nu e adevărat. Deci se întâmplă vibrație, nu-ți face griji, acum doar bâze. Deci nu te uiți, ok. Acum e pe curent. O să te ciupă puțin, nu te speria, nu intra în panică. Doar nu puțin? Faci... Doar puțin te ciupe, nu-ți face griji. Știi alea de la brichetă care ciupea, așa te ciupe, doar puțin. Bine. E adevărat că te uiți după băieți pe stradă? Cu curent, nu. Data asta? Nu este adevărat. Mă ziua tu. Nu este adevărat. Mă, Doamne, mi-e frică pentru tine. Am scăpat. Bă, cum bă? Mamă, tu gândești că ăsta mă curentează pe mine că e prost? Ce fă, mă? Mie mi-e frică de el. Tu îți dai seama dacă cum mi-e frică de el? Că de... Nu, păi nu, totdeauna detectează adevărul și mă ciupe fără să vreau. Ok. Hai, punem întrebare. S-a ba piciorul de noi, da. Bă, îl spar cu ciocanul, bă, îl spar. Bă, bune, dacă mă curentează, zi. Întrebare. Orice întrebare vrei tu. Este adevărat că ai dormit ai cu premiul de la YouTube în pat? Nu dormit. Deci n-am dormit cu premiul de la YouTube în pat. Aoleu, dă-te de-a cei care te curentează și pe tine. Nu, te rog, nu, te rog. Oh my God. Dar ai stat cu el în pat? Am stat doar un minut. Ok. Oh my God. Asta o să fie dureros, crede-mă. Pe tine te curentează. Se apropie cât mai aproape. Sper de curentat. Nu faci urât, nu intri în panică. Da. Nu faci infart, ok? Nu fac infart. Ok, hai să vedem. Deci, poți să ții degetul ăsta, că șulță nu-i puțin așa, dar ăsta ții, deci ala ții așa, ca să nu te ciupă de toate degetele. Sunt sigur că te ia, te mușcă de dragul. Ok, hai să vedem. Asta e vibrație. E adevărat că ai dat mesaje pe Facebook la băieți? Nu. Bă, mai curentează-mă aparatul ăsta prost! E adevărat că ai furat bani de la mine să-ți bagi Robux pe Roblox? Nu. Deci nu te-ai băgat Robux pe Roblox din banii mei? Nu. Din banii tăi ți-ai băgat? Nu. Na, vibrații. Deci tu mi-ai furat banii să-ți bagi Robux? Nu. Pe Minecraft? Nu.
Deci nu mi-ai furat banii să bagi Roblox. Nu. Dar știi ce stai, măcar? Nu. Deci, hai să mai îți spun o încă întrebare. Tot eu. Da, tot tu. Deci, pune așa. E adevărat că ai furat bani de la mine să-ți cumperi cont de Minecraft? Nu. Mă, tu minți. Ai curat să faci asta cu curent? Da. Deci, încă o dată întreb. E adevărat că ai furat bani de la mine să-ți cumperi cont de Minecraft și să te joci? Nu. Până dimineața? Nu. Hai să vedem. Dacă ai luat bani, o să te curenteze. Asta nu curentează, să-mi bat piciorul în el, îl arunc la gunoi. Ok, băieți. Cam atât și cu acest episod. Eu am fost X-Slader. Acesta a fost detectorul de minciuni. Din păcate, astăzi n-a fost nicio minciună, sau cel puțin n-am văzut eu. Așa că nu uitați să apăsați și pe butonul de like. Instagram-ul meu îl găsiți în descriere. Dați follow acolo pentru a afla mai multe noutăți. La revedere!